Fraților, haideți să mai devorăm și azi niște știri false. A sosit momentul să discutăm despre adevăratele tratamente pentru a scăpa de boli și virusuri. Începem în forță cu îndemnul lui Emilian Gheorghe Pop, primar din Comuna Săcălășeni și om care se pregătește intens să bată câmpii, care ne ghidează gingaș legat de cum să procedăm ca să ne ferim de răceli și alți demoni. Dar ce zice omul ăsta? Horia, ai legătura! Am preluat legătura. Oamenii care conduc comuna aia sunt generoși cu întregul neam, nu doar cu localnicii. Așa că au pus mesajul pe Facebook să știe tot românul neoș ce trebuie făcut. Iată și soluția minune. Dragi cetățeni, satele noastre și acest neam au trecut încercări mai grele decât ale acestor vremuri. Credința în Dumnezeu, Iubirea și unitatea ne-au făcut ceea ce suntem. Nu vă temeți, ne spune astăzi Creatorul, în ciuda sirenelor care sună înfiorător, a știrilor alarmante din toate părțile, în iubirea, unitatea și credința noastră este biruința. Suntem în plin sezon al răcelilor, iar spitalele sunt neîncăpătoare. Este spre minele nostru să ne amintim că durerea de gât dispare după o gargară cu apă sărată sau tinctură de propolis, inhalația cu apă sărată cu Curăța plămânii și ajută la respirație, laptele acru de casă reprezintă doza cea mai bună de nutrienți și vitamine, mierea de albine și celelalte produse apicole sunt cel mai bun antibiotic, merele, fructele în general, legumele, ceaiul de măceșe, lămâia, ceapa usturoiul, reanul, ghimbirul au un aport important în menținerea stării de sănătate pentru fiecare dintre noi. Haideți să le luăm pe rând, că și primarul ăsta ne-a distrus punct cu punct. În primul rând, dacă nici într-un politician nu ai încredere când recomandă gargara, nu știu în cine ai putea avea. În al doilea rând, toată lumea știe că, de fapt, remediile naturiste au dus umanitatea unde este acum, împreună cu credința în biruința neamului, o invențiile astea dubioase precum antibioticele sau vaccinurile. Asta doar au întinat nobilele idealuri ale sănătății trupești strămoșești. Nu degeaba face mesajul de pe Facebook apel la tradiții minelare și credința de neam nu ai de ce să te temi dacă respecti un principiu simplu din moș strămoși. Cine nu și crește laptele acasă, nu supraviețuiește. E atât de simplu. Toate bune și frumoase, dar jurnaliștii ăștia netrebnici nu s-au lăsat și l-au întrerupt pe vașnicul primar din acritul laptelui și făcutul horincii cu niște întrebări impertinente. Ei au sugerat că ar putea fi interpretate greșit de oameni aceste minunate îndemnuri, iar bolnavii de COVID s-ar putea duce prea târziu la spital. Mai exact, doar după ce au răvășit propria cămară în căutarea de remedii naturiste. Primarul a însă repede această îndoială fără rost, precum și răutatea că ar fi niște îndemnuri insolite în timpul pandemiei. El a zis, firesc, că greșeala e în întrebare. A continuat dezinvolt. Adică acolo eu cred că e explicată situația pentru cei care încă nu au ajuns la spital și nu au simptome. Nu se referă la simptome pentru că nu este o rețetă prescrisă de medic. Este un demn pentru cei care sunt sănătoși să consume fructe și legume și ce e scris acolo și atunci nu văd sensul întrebării. Dacă sunteți ca noi, un picuț mai greu de cap și nu înțelegeți răspunsul ăsta, primarul a făcut un efort și a clarificat și mai tare lucrurile. Nu este un îndemn pentru cei care au COVID, nici pentru cei care sunt răciți, nici pentru cei care nu sunt răciți, nici pentru cei care au simptome de orice fel. <laughs> Stai așa, deci nu e nici pentru cei care sunt răciți, nici pentru cei care nu sunt răciți. Atunci, pentru cine naiba e? Cred că totuși am găsit ceva variante. E practic pentru cei care sunt așa, așa, așa răciți. Sunt un răciți cuantic, cum ar veni. Și răciți, și nerăciți. Nici răciți, nici nerăciți. E pentru cei care descoperă repede reptilianul din ei înșiși. Sigur însă nu e pentru cei care sunt rătăciți în hățișul explicațiilor și exprimării primarului. Ce nu înțeleg ei de fapt e că primarul în cauză e unealta creatorului, iar căile domnului respectiv sunt destul de des misterioase. Te-am informat. Dar stai! Între timp, pe Facebook, lecția de matematică. Pentru niciuna dintre aceste boli nu au primit medici de la ATI spor 30.000 de euro pe lună de căciulă pe cap de incubat. Asta înseamnă 10 incubări, 300.000 de, de euro de căciulă la 100 de incubați, 3 milioane de euro pe lună de căciulă la 1000 de incubați, 30 de milioane de euro pe lună de căciulă. În cazul niciunei boli nu au devenit medicii multimilionari în euro peste noapte ca să fie super motivați să incubeze cât mai multe persoane și să le țină să date la infinit până mor. Ca să ia cât mai mulți bani lunar. Și cu siguranță guvernul României nu dispune de asemenea fonduri pentru a susține asemenea sporuri. Doar în spital se moare de COVID, acasă la el nu moare nimeni de COVID. Deci logica, dacă ajungi pe mâna medicilor, ești ca și mort. Omul încheie cu un paragraf care nu e clar dacă e autoreflecție sau un demn către cititor. Gândește că ai creier să gândești, nu doar să ți-l folosești ca să te miști, să bei, să mănânci, să te pisi și să te căci. Deci cum ar veni, după calcule complexe, cu indecent de multe zerouri, acest ciudățean a găsit vinovatul adevărat. E medicul de la Ati, care suge sângele poporului. Probabil că omul ăsta s-a uitat de mult prea multe ori la seria Alien. de -aia insistă să vorbească despre incubare, nu despre intubare. Oricum, măcar tot el dă soluția. Le va da statul român o mică țeapă financiară respectivilor medici. Cine râde la urmă râde mai bine, i-au șoptit pe rând vocile din căpșor comentatorului de pe social media. Te-am informat. Dar stai! Pentru cei care sunt mai slabi de înger, care nu rezistă doar cu hrean și ghimbir, nu disperați! Există chiar și pentru voi o soluție. Când mergeți data viitoare la piață să vă luați cele necesare protecției, treceți și pe la taraba cu medicamente, măi necredincioșilor ale naturismului. Da, ați auzit bine, se găsesc medicamente la tarabă, antivirale de alea bune din mama Rusie, pentru lupta cu Covidul. Stai un pic, vrei să spui că găsești la piață medicamente printre grămezile de pătrunjel? Fix așa, mai exact, pe o grămadă de nuci lângă pește, conserve și biscuiți. Și dacă ești totuși reticent și un pic confuz, adică nu știi cum să iei medicamentul respectiv, îi se face milă de tine vânzătoarei de zarzavaturi. Scoate repede atunci farmacista din dânsa și îți explică. Preventiv, una. Dacă aveți simptomele, una dimineața și una seara. Bine, dar medicamentul ăsta nu ar fi aprobat de agențiile medicale din Uniunea Europeană și din SUA, nu? Și nu e cam ciudat să te temi de vaccin și de posibilele lui efecte adverse, dar să mergi să cumperi pastile la negru de la Țața Leana de la piață și să le bagi în tine ca pe bomboanele suguri pe vremuri? Asta, deși consensul științific zice că sunt cam apă de ploaie? Plus că mi se pare un pic cam periculos să te joci de-a doctorul în cazuri din astea, nu? Teoretic, așa ar fi. Dar unde mai e libertatea de decizie a omului folosind logica ta? Cine ești tu să mă oprești pe mine să bag ce cred eu că e bun în corpul meu? Mâine poimine o să-mi zici să renunț la orma, sucuri carbogazoase și țigări. Chiar vrei să-mi distrugi toate bucuriile? Să mă omori cu zile? plus că gândirea ta are două defecte majore. 1. Se bazează pe recomandări științifice. Ce om cu scaun la cap mai ține cont de ele în ziua de azi? 2. Încerci să ascunzi adevărata problemă. E o conspirație globală a politicienilor și medicilor din UE și SUA care nu ne lasă să băgăm în noi acest antiviral magic. Ăsta ia durerea cu mâna aproape la fel de bine ca ceaiul de măceșe consumat pe borta goală după doar 5 shoturi de horincă de sigur stând în poziția de... Ghiocel! Ai și tu dreptate. Mea culpa. Până și Marcel Ciolacu, președintele PSD și Ursuleț care se întreabă dacă cumva există vaccin care să trateze ciuma roșie, a apelat la treaba asta. Să-i dăm deci cuvântul. Eu uh, am avut toți nepoții, iubitele nepoților, au avut toți COVID, frate, mi cum Nata, iertați-mă, am cumpărat antivirale de la o doamnă care lucea din Moldova. E inacceptabil așa ceva, să cumperi antivirale de la Tarabă. Nu știi, nu ai niciun control dacă ele sunt contrafăcute sau sunt adevărate. După aceste scurte momente de dubiu, în care părea că își dă seama de absurdul situației, domnul Ciolacu risipește suspansul, răspunzând la întrebarea dacă sunt eficiente medicamentele cumpărate de la Tarabă. Bineînțeles, le-au luat din prima zi mă speriasem un moment, cred... Mă speriasem un moment, credeam că o să pice și el pe fenta ocultei și să înceapă să spună că e iurea să te îndopi cu medicamente cumpărate de la tarabă. Încă un pic și ne-am fi putut trezi că zice și că ar trebui totuși consultat un medic înainte de a lua medicamente. Din fericire, revolta lui s-a îndreptat în direcția corectă, a oamenilor răi care nu aprobă medicamentul ăsta pentru vânzare în UE. Oricum, dacă nu v-ați lămurit până acum, trăim într-o dictatură medicală. Prin ce se caracterizează ea? Păi, îți poți cumpăra de la Tarabă sau de pe OLX, dacă ești mai comod, medicamente la negru. Și nimeni, absolut nimeni, nu oprește sau sancționează treaba asta. Te-am informat. Dar stai! Fraților, noi credeam că v-am dat mai mult decât suficiente metode absolut logice de a vă proteja de boli și mai ales de coronavirusul ăsta nenorocit. Între timp însă pe Facebook apare o postare care schimbă totul. Nu există COVID, numai zăpăciți oameni de CreOer, câți oameni mor anual de gripa sezonieră și nu se mai știa numărul lor pentru spălare de bani în ziua de azi, se spune orice gripa aviară, pesta porcină, boala vaci nebune, limba albastră și acum când era de așteptat omul urma în calculele miliardarilor, așa nu toți putem fi spălați pe Creier, în primul rând vreau să felicit persoana respectivă pentru că a reușit să nu folosească niciun semn de punctuație, dar a scris în același timp cuvântul punct în frază. E o performanță care trebuie analizată atent și poate premiată de Academia Română. În al doilea rând, îi mulțumim că ne atrage atenția că, în cursa nebunească între spălarea de bani și aia de creere, riși să creezi victime colaterale. Poate că e ea, poate că suntem noi, nu vom ști niciodată care e adevărul. Poate că de fapt totul e visul Pamele din Dallas. Te-am informat. Până data viitoare, rămâi informat.